Bună dimineața, magicienilor! Cum a fost săptămâna trecută? Mâna sus cine a visat mult. Mâna sus cine a visat apă și tot felul de bazine și alte chestii cu apă. Cum a fost apa? Da, sper că v-ați notat visele. Urmează o săptămână, dacă cealaltă nu vi s-a părut intensă. Asta cu siguranță vi se va părea intensă. La nivelul trăirilor mai ales. Mercur intră în Taur. A intrat, de fapt, ieri. Sau nu știu exact, nu vă pierd în detalii din astea. Ideea e că comunicarea... Dacă până acum am avut chef să vorbim mult și să vorbim de toate și să vorbim prea repede și să ne grăbim, eu parcă încă mă grăbesc. Dar mă grăbesc fiindcă am observat că n-aveți răbdare să ascultați nici 10 minute. Dar, na, fiecare cu răbdarea lui. Eu sper să mă ascultați până la capăt și vă mulțumesc din suflet tuturor celor care mi-ați comentat și mi-ați dat like-uri și deeply appreciated. Cum ziceam, Mercur în Taur, conversațiile și comunicațiile vor fi mai solide, mai de încredere, mai împământenite. Poate chiar nu vor fi, poate chiar nu vom avea chef să povestim. Poate vom avea chef să ascultăm numai muzică, fiindcă Taur, Venus este în Pești, unde îi place foarte mult. Și apropo de Pești, din nou, conjuncția Jupiter-Neptun, care se întâmplă, mă, normal, la 165-166 de ani. Ultima dată a fost, apropo de chestia asta, ultima dată când s-a întâmplat conjuncția asta, s-a terminat, s-a sfârșit războiul din Crimea. Care, na, tot Ucraina, deci poate se întâmplă ceva și acum cu războiul din Ucraina, deși... Având în vedere că soarele se întâlnește cu Eris pe... Stați să văd că mi-am notat aici. Pe 14, pe data de 14. Deci aveți grijă în 14 să nu vă certați. Că Eris e zeița discordiei. Și după aia Pallas Athena se întâlnește cu Eris, care aici e războiul cu discordia, da, zeița... Da, vă mai bag. În 17 aprilie aveți grijă. În 14, în 17 aprilie. În 15 o să fie un pic de stres... Mercur semicuadratură cu Jupiter și Neptun. Dar apropo de Jupiter și Neptun, aici e foarte important să vă ascultați, să vedeți de unde v-a lovit, ce v-a lovit. Cum ați ajuns să vă scufundați, cum a ajuns să... Sper să nu vă necați ca și țiganul la mal. Un pic de... depresii așa mai micuțe, nu foarte, foarte intense de fapt, dar nu foarte lungi ca durată. O depresie în apă e diferită de o depresie pe pământ. Pe pământ, când intri într-o vale din aia până ajungi înapoi pe vârf de multe, durează. În apă te-ai scufundat, e nasol, e presiune, e ciudat, e alt mediu, e ceva ce nu ești obișnuit, hăp deloc cu el, dar... poți foarte ușor să ieși la suprafață și să iei o gură de aer. După cum ați observat, îți moroșancă și o să mai bag chestii din astea de moroșeni. Accentul. Bun. Venus în Pești. A ajuns în Pești. Și aici Venus e ca o nimfă, e zeița visării. E magic. Totul e magic. Poate să fie magic dacă o luați spre ideea, spre... dacă preferați să vedeți lucrurile în partea aia. Și așa sper să fie pentru voi, fiindcă Jupiter-Neptun ăsta cheie un ciclu de 12 ani, pe lângă ăla de 166, și unul de 12 ani care a fost acum 12 ani în vărsător, în 2009. Mie mi-a dus împlinirea unui mare vis. Cei care mă cunosc știu ce mi s-a întâmplat mie în 2009, în decembrie. Și sper ca și vouă să vă aducă împliniri de mari vise acum. Visuri. Dar visele vor fi multe și intense din nou. Începe un nou capitol de 12 ani, evident, dacă se termină unul, începe altul. Cei care vă știți sau v-ați văzut vreodată harta astrologică, uitați-vă pe ea și uitați-vă și vedeți unde aveți 23 de grade. Și
Și după aia întrebați-mă pe mine dacă nu aveți pe cine altcineva, pe cine să întrebați. Care e faza cu 23-ul vostru, unde ce e, fiindcă la 23 de grade, 23 de grade este un punct care va fi foarte activ. Aici și nodurile, aici se va produce și... A, începe sezonul eclipselor luna viitoare și tot are legătură cu 23-ul ăsta de grade. Apropo de 23 de grade, ăsta e un... Aici s-au întâmplat foarte multe. Deci se întâmplă foarte multe la 23-ul ăsta. Cernobâlul s-a întâmplat la 23, dar nu mai știu exact unde, în ce zodie sau așa, în ce semn. Cu Marte în pești, Marte va intra în pești. Aici e posibil să apară o nouă tulpină de COVID, nu știu ce să zic. Asta și eu nu, n-aș vrea să vorbesc despre asta. Eu nu știu de ce am menționat-o, sincer, dar să trecem peste asta, că la noi e bine, nu o să fie la noi oricum. Să sperăm. Să aveți grijă la... poate veți fi puși în fața, de fapt nu poate, sigur, având în vedere că va fi o lună plină pe axa berbec-balanță. Să aveți grijă la relații, relații de iubire, mai ales relații de afaceri, tot felul de relații, parteneriate și tot ce înseamnă relație cu oamenii și în societate. Veți fi puși la a face alegeri aici. Veți fi puși în fața faptului împlinit și în a trage concluzii despre cum a fost și ce vreți să fie. Sper să nu vă grăbiți, deși energia în continuare îi grăbită și pripită și all over the place. Încercați să faceți o centrare cât de cât înainte de a lua orice fel de decizie sau înainte de a da orice fel de verdict. Cum v-am zis, întâlniri fatidice, v-am zis? V-am zis. Faza e că am mai făcut un video și, după cum vedeți, mă exprim cam adormită. E dimineață, dar nu e așa de dimineață, dar pe mine chestia asta din pești mă lovește maxim, că mi-e în prima casă. Și întrebați-mă ce am fumat și o să vă zic nimic, dar e ca și cum aș fi fumat. Nu o să mai fim atât de fixi, zic eu. O să fim mai maleabili, mai plutitori, mai tot la fatidic. Deci tot la fatidic ajung. La orice mă gândesc, tot acolo ajung. Muzică. Să vă relaxați cu muzică. Eu sunt adepta meloterapiei. Dacă duceți lipsă de muzică, am un playlist cu meloterapii. Vedeți ce găsiți pe acolo, vă găsiți de toate, mai puțin manele. Deși nu cred că am vreun manelist care mă urmărește. Dacă am, te salut, manelistule. Ciudat loc ți-ai ales să treci pe la mine. N-am nimic cu maneliștii. Muzica e muzică, fiecare se descarcă cum se poate descărca, cum îi place lui și gusturile nu se discută. Cam atât, că deja zic prea multe ouri. Energia e fluidă, pasiune, conectivitate. Vă mulțumesc că v-ați conectat cu mine. Aici v-am pus să vedeți fazele lunii, nu vorbesc despre luna plină, fiindcă, v-am zis, e pe relație, e pe descătușări karmice, dacă credeți în karmă sau nu. Credințele vă creează realitatea, aveți grijă în ce credeți și în ce nu. Vă mulțumesc că mă urmăriți, vă pupăcesc, să aveți o săptămână
cât mai minunată și mai relaxată și mai visătoare și mai magică. Vă pup!